Gata. Bună seara și bine ați revenit cu treaba la prof. Unai cu probleme de matematică la algebră. Tema pentru asta, da? Da. Avem un exercițiu dat de un profesor. Bun. Algebră să spui tu, da? Da. Algebră. Și în ce gata? Clasa 7-a. Clasa 7-a, da. Așa. Fie m de coordonatele minus 1 și 1. Fie m de coordonatele minus 1 și 1. N de coordonatele 4 și 1. 4 și 1. P de coordonatele 0 și minus 2. Și Q de coordonatele minus 5 și minus 2. Q de minus 5 și minus 2. Și să arate mână pe Q că e romb. Deci, mă, în ipoteza asta a fost dat, da? Și în concluzie să arate că mână pe Q romb. Mână pe Q romb. Păi, cu ce să începem? Decât cu sistemul de axe, să punem punctele în plan și să pornim la treabă. Da? Deci puncte de coordonate minus 1 și 1, x-ul e minus 1 și y-ul este 1. Da? Minus 1 și 1. Eu acest punct de coordonate minus 1, 1. Apoi 4 și 1, x-ul e 4, 1, 2, 3, 4 și y-ul este 1, același y cu 1, deci prelungesc paralela aceea, pentru că pe toate, pe toată dreapta asta, punctele au y cu 1. Ce se schimbă tot timpul? Se schimbă x-ul. Mai mare sau mai mic? Mai în stânga sau mai în dreapta? Da? Și y-ul fiind, x-ul fiind 4, iată, pe dreapta asta l-am găsit pe punctul M, M, de coordonate cât? 4 și 1. 4 și 1. 0 și minus 2. X-ul e 0, iar Y-ul e minus 2. 1, minus 2. Da? X-ul este 0. Nu mă duc nici mai în stânga, nici mai în dreapta. 0. Toți x și de pe axa y și au, da, x de pe axa y și toți x au valoarea 0, da? Și y este minus 2, asta este punctul P de coordonate, 0 și minus 2. Și în sfârșit Q, minus 5 și minus 2. X-ul e minus 5 în stânga lui, da? Minus 2, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Și dacă acum paralela pe aici, toți x și au valoarea pe această dreaptă, x-ul este minus 5, chiar și asta este ecuația dreptă, e 60, x egal cu minus 5, mai sus sau mai jos, y își schimbă valoarea, da? Pe dreapta asta. Și y cu că să fie minus 2. Minus 2. Iată, acesta este punctul Q de coordonate minus 5 și minus 2. Minus 5 și minus 2. Păi aflăm Q, aflăm N, aflăm PN, aflăm Q, și dacă toate dau aceeași chestie, e romb. Da. Deci dacă toate dau același lucru, avem de-a face cu un romb. Da. Dar rombul ce este la urma orbii, dacă ne amintim noi? Paralelogramul cu toate laturile congruente. Cu două laturi vecine congruente. Când ai zis paralelogram, l-ai definit, ai laturile opuse sunt paralele două câte două. Da? Sau diagonale sunt jumătățe, sau știu ce. Deci paralelogramul cu două laturi vecine congruente. Deci dacă arătăm că e paralelogram și pe unul două laturi că sunt congruente, atunci figura și respectivă... Dacă arătăm că toate laturile sunt congruente, nu e dacă toate laturile sunt congruente, poate să fie pătrat. Bună are.
Poate să fie și pătrat, nu? Că în pătrat laturile toate sunt congruente. Dar ca să fie pătrat, ar trebui să avem și unul drept acolo, nu? Da. Că pătratul ce este? Este rombul cu unul drept. Corect. Este rombul cu unul drept. Și diagonalele pătratului sunt și egale, nu? Egal. Diagonalele pătratului sunt egale, noutate. La romb și sunt și perpendiculare. Sunt perpendiculare, la romb nu mai sunt. La romb sunt perpendiculare așa. Da? Diagonale? Sigur că da. Trebuie să iasă obligatoriu. Da? Deci, neapărat trebuie să iasă perpendiculare. Dar acum să ne străduim, să arătăm că este vorba de faptul că e paralelogram. Tu mai te arătăm că laturile vecine sunt congruente. Că ce? Că laturile vecine sunt congruente. Tu te duci aici, adică la două laturi vecine congruente, da? Bun, arătăm asta. Arătăm și asta. Dar hai să ne străduim să arătăm paralelogramul, că eu țin foarte mult la paralelogram. Putem să arătăm că P, N e cât mână. P, P. P, Q e cât mână. P, Q este cât mână. Și apoi se vede foarte repede, nu? Da. Dacă mă numărăm unitățile care sunt aici. 5 aici și 5 în partea asta. 4,5, da? Și apoi mă Q cu până. Dar eu chiar observ că sunt și paralele astea. Da. De ce sunt paralele? Fiindcă au același Y. Uite, Y-ul e 1 tot timpul. Da? Și asta înseamnă că e paralelă cu axa X-ilor. Da. Și pe de altă parte, asta la altă, care are Y-ul minus 2, tot e paralelă cu axa X-ilor. Corect. Și dacă asta e paralelă cu asta și asta e paralelă cu asta, atunci ele sunt paralele între ele. Corect. Da? Sau altfel spus, între aceste două drepte, deci între aceste două drepte, distanța dintre ele este de 1, 2, 3. Distanța este măsurată prin perpendicularea pe dreptele comune. Da? Foarte important este ce spune acum, că filmul fiind cel care fixează tot ce spun eu, tot ce vorbesc, elev în bancă mare și scăpări. Mai desenează el ceva și a amintit ceva. Acum, cum Miruna a lăsat privirea jos și nu era atentă, pentru fracțiuni de secunde, e pierdut ceea ce spuneam eu. Că dreptele sunt paralele și dintr-un alt motiv. Că au Y egal și atunci... Dar nu numai... Distanța este aceeași. Atenție, distanța. Două drepte sunt paralele. Două drepte sunt paralele, dacă sunt toate punctele de pe cele două drepte sunt la egală distanță. Iar distanța se măsoară, Miruna, cu perpendiculara. Ori noi aici avem pe cele două drepte, asta de aici, axa Y-celor, fiindcă se vorbim de sistem rectangular sau ortogonal, dreptele sunt perpendiculare astea, da? Adică axa Y-celor e perpendicular ca axa X-lor. Și cum dreapta asta de aici era paralelă cu axa X-lor, iar dreapta de desubt paralelă cu axa X-lor, iată-le pe cele două drepte paralele și cum asta e perpendiculară pe cealaltă, pe axa X-lor, perpendiculară și pe cele două paralele. Și atunci am argumente suficiente să spun că și din acest motiv, cele două drepte, iată-le, sunt paralele, da? Fiind paralele și de aceeași lungime, că ați spus voi, sunt 5 unități aici și 5 unități, știm bine că într-un paralelogram, laturile opuse sunt paralele și congruente două câte două. Reciproc, dacă am două drepte, două laturi opuse, paralele și congruente, figura este paralelogram. Deci în clipa asta, eu spun că ne oprim foarte repede aici. Figura M, N, P, Q, după ce spunem că sunt e paralelogram, din motive, ce motive? Are două laturi paralele și congruente. Două, nu două câte două. Când zici două câte două, ai spus prea mult. Să zici că și celelalte, nu? Asta înseamnă. Deci în momentul în care vrei să-ți dai definiția paralelogramului, atunci spui așa. Paralelogramul este figura patrulaterul care are laturile opuse paralele două câte două. Adică este două paralele și este două paralele.
Dar dacă tu ai descoperit doar două din ele care se pare și congruente, adaugi și congruente, tot paralelogram. Tot paralelogram este. Nu mai e nevoie să arăți paralelism cu celelalte două. Dacă arătam că toate laturile sunt egale, atunci era și paralelogram și romb. Pentru că aveam laturile opuse, ar fi mână cu congruente și mână cu QP. Da, deci, Miruna, am spus așa, că în momentul în care ai spus toate laturile congruente, toate laturile, da? Deci e MN cu P, cu MQ, cu MQ, QP, cu M, cu MP, toate congruente, atunci spui tu că avem de-a face cu figura aceea, este sigur un paralelogram. De ce? Putem să dovedim acest lucru? Hai să vedem dacă... Când definiția paralelogramului n-am avem așa ceva. Păi, toate laturile paralele, toate laturile congruente. Toate laturile, două opuse și ele sunt două câte două congruente opuse. Deci două câte două congruente. Congruente sunt, dacă le-au spus că sunt toate congruente, da? Da. Deci tu insiști pe definiția asta. Spune așa, eu nu vreau să mai ascult prea mult ce tot spuneți aici, că nu mă înfrământ. Eu rămân la ideea mea, aceea că dacă laturile toate sunt congruente, se fac cu distanțele, două din ele le-am văzut, astea două le-am văzut, le fac așa, distanța între puncte, mi-e suficient. Nu, dacă e corect. Păi asta acum. Acum vreau să ducem discuția până la capăt. Deci dacă toate sunt așa, dacă figura este paralelogram în condițiile astea, da? Mm-hmm. Păi, să zicem, nu știm despre paralelism, nu știm nimic, dar că laturile opuse sunt toate laturile congruente, toate laturile congruente. Deși cele două câte două congruente, da? În definiție aveam așa ceva? Nu. Laturile congruente două câte două. Laturile opuse. Paralele două câte două. Nu. Două laturi paralele și congruente. Și congruente. Deci, asta avem. Acum tu vii cu o nouă chestiune pe care vrei să o argumentăm, să o luăm de bună. Dacă se întâmplă ca laturile opuse să fie congruente două câte două... Dar ești definiția asta. Este definiția asta? Da. Hai să o vedem. Da. Să o demonstrăm noi. Nu. Să demonstrăm. Să vedem, plecând cu ea, dacă mă duci spre paralelogram. Deci, ce știu, chiar așa luăm aici, sigur asta, da? Știu așa, că latura asta e cât asta, Miruna, și asta e cât asta, da? Ei, paralelismul mi-ar mai trebui a două din ele paralele și atunci sunt de acord cu tine. Adică să fie echivalentă, să mă duc peste definiție. Deci, din faptul că am așa ceva, asta e congruent cu asta și asta congruent cu asta, figura să fie paralelogram. Să dovedim. Paralelogramul definiției spune așa. Laturile opuse paralele două câte două. Sau echivalentă. Două laturi opuse paralele și congruente. Deci, ca să dau peste definiția echivalentă, ar trebui să, din congruența asta, că n-am mai spus că sunt paralele. Am spus doar, astea sunt congruente și astea congruente. Și vreau să văd dacă mă duc spre paralelism, ca să fie treaba sănătoasă, paralelogramul ăsta de clar. Ei, deci știu că asta e cât asta, Miruna, și asta de aici e cât asta de aici, da? Uh-huh. Și să-mi iese figura, e paralelogram, adică să-mi iese de aici, să am suficient argumente să zic că astea două sunt paralele, sau astea două paralele, două din ele opuse paralele, vreau neapărat, ca să pot să mă te sprijin. Păi, dacă ducem linia care tu ziceai tu, să zicem linia mijlocie, tu... Care linia mijlocie? O diagonală vrei să spui? Da. Nu, dar asta nu e linia mijlocie. Să ducem o linie mijlocie, dar în figura aia ducem o linie mijlocie. Nu prea înțeleg. Ce să facă linia mijlocie? Să numească mijloacele... spune ceva, probabil, că nu e mult. Acolo e verde, e bine. Poate la bătătii. Poate al meu? Vedeți microfonul care l-aveți. Da, nu, la aici. Poate al meu.
Da, 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 e foarte tare. Uitați, acum și acolo se merge pustiu. Deci aici ne anunță, nu? Ca o problemă pe care vreți să o rezolvați. Da? Să vedem dacă așa asta ne conduce pe paralism. Poți să duc o diagonală. Hai să ducem diagonala asta. În clipa asta, despre cele două triunghiuri știu doar atât. Că au latura asta cât asta, asta e cât asta, asta e comună. Suntem în cazul de congruență latură-latură-latură. Triunghiurile fiind congruente, unghiurile sunt congruente, adică, iată-mă pe mine în momentul ăsta, pot afirma cu precizie că unghiul de aici unghiul e congruent cu ăsta, nu? Și că unghiul de aici, care se uitați pe latura asta, e cât unghiul de aici. Și iau utilici paralel. Și atunci am obligat să fie paralele. Asta fiind secantă, ele devin paralele. Ăsta e motivul pentru care ceea ce ai spus tu e sănătos. Da, și dată că ATN-ul rămâne reciproc. Dacă într-un patrater laturile opuse sunt congruente, atunci patraterul este paralelogram. Tocmai, tocmai. Și am vrut să acum, în loc să răspund prin este adevărat, am vrut să vedem concret cum demonstrăm asta. Corect. Da? Ai înțeles de ce am... Tu ai insistat foarte mult la chestia asta și eu nu am întârziat să-ți răspund. Cum ți-am răspuns? Să demonstrăm dacă este așa. Corect. Și atunci am constatat că este așa. Altă dată să-ți dai tu și tu răspunsul. Deci, ideea este următoarea. Când ești nesigură pe ceva, îți demonstrezi tu că este corect. Ca să nu folosim afirmații și tot felul de propoziții adunate acolo în grămadă, teoreme peste teoreme, pentru că mintea noastră adună până într-un loc, pe care te trezești că nu mai suportă, nu mai rezistă să acumulezi așa informații. Să ne întoarcem problema noastră. Deci răspunsul, da, este corect. Dacă vom arăta că laturile toate sunt congruente, figura aceasta este romb. Romb. Este parogram, că am văzut. Și are și două laturi congruente, deci toate laturi congruente sunt diferite. Deci să aflăm laturi. Da. Să aflăm toate laturile, da? Corect. Bun. Începem. Mână. Radical din minus 1 plus minus 1 minus 4 la pătrat. Deci minus 1 minus... Nu, e 25. Minus 1 minus 4, da? Da. El spune așa, minus 1 minus 4 aici, da? Da. Încep. Face minus 1 minus 4 la pătrat plus 1 minus 1 0 plus 0. Și egal cu radical din 25 și face 5. Cum am și spus mai devreme că are 5 unități, nu așa am zis, da? Și ne-am convins acum. Tu ai vrut neapărat să facem asta. Q, M, M, Q să facem, da? M, Q. M, Q. Te rog, Adi. E radical din. MQ. 16 plus 9. MQ minus 1 plus 5. Deci minus 1. 16. Minus 1 plus 5. Așa din, da? Da. La pătrat. Plus. 3 la pătrat. Plus. 3 la pătrat. 1. Da. Plus 2, 3 la pătrat. 1 plus 2. 1 plus 2. La pătrat. Și egal cu radical din 16 plus 9 plus 9 radical 25 5 MQ QP iar cu radical din minus 5 la pătrat, adică 25
Minus 5, da? 25. Și radical din 25. Și 2 minus 2? 0, 5. Și în sfârșit, pe n. Pe n. Pe n egal cu radical din? Egal cu radical din 16. Deci 16, da? 4 minus 0, 16. Da, da, plus 9. Plus 9. Egal cu radical din 25 și 5. 5. Și de aici rezultă cu acolată din cele 4 variante. Da. Laturi calculate. Rezultă că mn pe q rom. Da. Bun. E și paralelogram cu două laturi vecine congruente, figura aia arată ca de vreo rom. Altceva? Atât. Nu, mai facem de aici, de aici, de unde am rămas. Da. La geometrie, da? Hai să vedem și asta, uite. A făcut. Partea? Da, toate. De unde vreți? Și teste. A, teste de pe aici. Algebră. Algebră. Să faci și un pic de algebră, nu am făcut algebră de multe vreme. Asta era algebră. Hai, să vă dau eu dacă nu aveți. Avem. Hai, am aici un plăcător. Te rog. Acum, recapitulare, așa au aici. Da, 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 vreau. Da? Tot ce înseamnă algebră de la începutul anului până acum. Tot ce au făcut. Așa e corect. Da. Începem cu asta ușoare? Un pic ca antrenament, așa, un pic mai bine. Ușurele. Vedem cum... Da, te rog. Uite, fiți numărul 1, la 194. 1 la 194. A, minus 3, minus 4. În paranteză, așa, înmulțit, da. Mai veni. Plus 26 împărțit la minus 2. Plus 26 împărțit la? Minus 2. Hai, da, nu, la chiar. Domnul profesor, hai să începem la ușurel. Hai, da, mă. Minus 3, minus 4 în paranteză. Minus 3 mulțit cu minus 4. Minus 3 mulțit cu minus 4. Da. Ei, nu, facem chiar așa. Hai să-l faci. Că... Hai, dacă mă. 12 plus 20 plus cât? Plus, adi. Minus 3 ori minus 4, așa, cum o spui domnul profesor, e corect. Și 26 împărțit la minus 2 face? Minus 13. Minus 13. Egal cu? Minus 1. Da, hai să rog un pic mai... Mai greu, mai complicat. 1 ori minus 1 la a doua. 1 înmulțit cu minus 1 la a doua. La întâia, domnul. Minus 1 la... La întâia. Da. Plus 2 ori minus 1 la a doua. Plus 3, așa, plus 2013, ori minus 1 la 2013. Ori minus 1 la 2013. Este egal cu? 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus 2013. Nu e așa. Ba, da. De ce? Că 1 ori 1... 1 la pătrat de 1... Da. 2 ori 1, 2. Da, 1 la, minus 1 la 3. Da, n-avem minus 1 la 3. Păi este aici. Păi avem până la 2013. Ai, 1, 2, 3. Sigur că da, nu am mai pus puncte, puncte. Da, pe minus 1 factor comun. Păi, dar nu-i peste tot minus 1 factor. Hai să scrii mai mulți termeni. Când vă aflați în situația asta, scrii mai mulți termeni. Da? Voi nu vedeți încă cum evoluează. Zicem așa, de 1 ori minus 1 plus... Hai să și facem calcul. 1 ori minus 1 face minus 1, da? Plus minus 1 la a doua cât face? 2. Deci minus 1 la a doua face 2? Face 1. Și 2 ori 1 face 2. Dar, da, eu am întrebat cât face minus 1 la a doua, trebuie de spus aici. Exact.
Da? Minus 1 la a doua face plus 1. Da. Și 2 ori 1 fac 2. 2. Plus 3 ori minus 1 la a treia. Cât face minus 1 la a treia? Minus 1. Minus 1. Deci vine acum, vine minus 3. Minus 3. Plus 4 să fie. Să vede că va fi 4. Că da. Minus 1 la a patra face plus 1. Plus 4, 1. Minus 5, plus... Așa. Deci minus 3 plus 4, minus 5, plus 6, minus 7, plus 8, minus 9. Adică cele pare sunt cu plus, cele impare sunt cu minus. Minus. Se separăm numerele pare din plus puncte, puncte, adică, plus puncte, puncte. 2013... 2012 plus 2013. Da. Deci plus 2012, că așa am spus... E plus... Păi cele pare sunt cu plus, Miruna. La 2012 o întreba, domn profesor, nu la 2013. Da, sau 2013 ce plus atunci? E minus. E minus, e 2012. 2012, păi ce cu plus? Da. Fiindcă e minus 1 la puterea 2012, la putere pare. Da. Și minus 2013. Da? Da. Deci, vedeți? Avem în momentul de față posibilitatea să, ca, să dăm chiar răspuns la suma asta. Că minus 1 cu 2 dă 1, minus 3 cu 4, 1, minus 5 cu 6, 1. Deci, Miruna, așa dacă îi facem în echipă cu 2 câte 2, ne face 1 aici, da? 1, 1, 1, 1 și așa mai departe. Dar oare sunt număr par de termen? Da. Atenție! În față cine ar să fie aici? 2011. Cu ce minus, minus. Minus 2011, da? Când plus. Dă la o parte cu 2013. Așa. Echipele făcute, se vede foarte bine că terminau cu par. Echipa cu par, da? Adică 2000, minus 2011 cu 2012 e ultima echipă care se face. Minus face 2013. 1, 1 și minus 2013. Vorbam de 2012, mai întâi aflam câți termeni sunt 2012. Plus 1. Minus 1. Aici, aici problema este practic. Câți termeni sunt? Practic de la 1 la 2012. Doar că cu minus, că e cu plus, tot 1, 2, 3, 4. Noi ne interesează perechile, da? Exact. 2012, 2012, minus 1, 2011, împărțit la 2. 2011, deci 2000, așa aflam noi, din da. Ultimul, scădem, scădem pe primul. Și adunăm 2. Și adunăm 1. Adunăm 1 și după aceea. Nu mai depărțim la 12 pe adunăm 1? Nu. Deci, ca să avem, aflăm câți termeni sunt, nu? Da. Ca să aflăm câți termeni sunt, sunt de la, Miruna, hai să facem practic. Corect. De la 7, 8, 9, 10, 11, 12, ca să vezi câți termeni sunt, 6. Din ăsta, din 12, scădem pe 7, 5, și adunăm 1. Și adunăm unul că se ia numărătoare și capătul. De aceea plecăm cu el. Și 2012 minus... Deci, la cazul nostru, 2012 minus 1. Plus 1. Plus 1. De ce plus 1? Că luăm și capătul, nu? De ce ai zis plus 1? Că luăm și capătul. Că așa e... Plus 1. Am înțeles, da. Dar eu am avut sentimentul că ziceți plus 1 aici din cauza că zici minus minus 1. Nu. Asta. Deci e bine. E 2012 deci, minus 1 plus 1. Așa, așa, așa. Și atunci cât sunt? 2006. Cât? 2006. 2006, da. 2006 termen. Minus 2013. 2006 echipe de astea. Da. 2006 de-al de 1. Deci suma va face 1000. 1006 minus 2013 minus 2013 se face minus 1007 și face 1000, minus 1007 minus 1007 răspuns corect minus 1007. Dar mai insist un pic, ați percutat greu, să o spun pe cea dreaptă. Din ce motiv? Care au fost capcanele? De ce? De ce n-ați mers foarte repede? Acolo 2013. N-a sesizat că e vorba de minus la putere pară și putere impară. Minus 1. La putere pară face plus 1, iar la putere impară face minus 1. Asta însemna că termenii aceia alternează. Plus, minus, plus, minus,
Cei cu par vor fi cu plus, din cauza că minusul la putere par, și impar cu minus. Deci asta a fost o primă chestiune. Al doilea moment important pe care l-ați pierdut. Acolo cu... Ați grupat aici, ați grupat. Da. Dar cât privește numărul termenilor, a fost slăbiciune. De ce? Deci scădem din capătul din dreapta al termenilor, pe ăla de la care pornim. Ultimul pe primul. Da. Când aveam 1, 3, 5, 7, din 2 în 2, atunci făceam ultimul n minus 1 împărțit la 2, era din 2 plus 1. Nu, am eronat. Tot timpul trebuie să avem grijă. Deci în momentul în care din 2 în 2, hai să vedem concret. Iată, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Mă opresc aici, da? Ca să vedem câți termeni sunt, ce facem? 13 minus 1, 12, împărțit la 2 plus 1. Împărțim la 2 din ce motiv? Că sunt din 2 în 2. Sar din 2 în 2, da? Și plus 1 după ce? Deci 3 împărțim la 12, ce facem? Da, deci 13 minus 1 împărțit la 7. Împărțim la 2 din cauza că sar din 2 în 2. Da. Și dacă la 3 împărțim la 3, da. Atunci, aici fiind consecutiv, n-am mai împărțit la 1, că n-avea rost. Da, bine. Deci așa s-a fost câteva slăbiciuni pe care le-am... Mai am unul, să vedem dacă o înțeles. Te rog. Asemănător. Ia să vedem. 1 ori minus 1 la 1. Deci 1 ori minus 1 la 1. Minus 2 ori minus 1 la a doua. Minus 2 ori minus 1 la a doua. Plus 3 ori minus 1 la a treia. 3 ori minus 1 la a treia. Plus, și așa mai departe, plus. 2013 ori minus 1 la 2013. 2013 ori minus 1 la... 2013 și minus 2014 ori minus 1 la 2014. 2014 ori minus 1 la 2014. Și acolo să punem la 2013 înainte. Așa, 13, corect. Da, ăsta e. Păi facem... E 2014 minus 1 plus 1. Hai să facem, ce? La ce e asta? De la început, Adi. De la început, Adi. Facem... Deocamdată să scăpăm de puteri, Adi. Da. Cum vom vedea noi... Ce da. Cum facem, da? Păi. Câți termeni sunt, ai altă poveste, mai târziu. Deci va face cât? Zi. Minus 1, minus 2, minus 3. Minus 1, minus plus 2. Minus 2, corect. Minus 3. 2. Minus 3. Minus 3. Plus puncte, puncte, puncte. Da. Minus 2013. O fi plus, domn profesor. Așa spune. Punem și noi. Al noi, Miruna, care ar fi următorul? Plus, minus. După cum am mers aici, vine minus, minus, plus, plus. Minus 2 la 3 e cu plus, la 4 ar fi cu minus aici. Deci minus 4 plus. Ori minus 1 la 4. Observă regula, Miruna, de la început. Da, minus, minus, plus, plus, nu la început, la început. Păi minus, minus, Miruna, da. Și tot minus, văd eu. Că e minus 1 la 3. Da, el alternează. Da, da. Scrie minus. Deci, aici, că scrie plus, nu contează nimic. Trebuie să te duci pe următorul... Nici și regula cum ar veni. Adică, care e, cum a pus? Deci, minus 1 la puterea... a puterii impare, face minus. Avea plus, semnul alterna, avea plus, de dar din cauza că e minus 1, la a treia face minusul. Deci, ca o regulă, putem observa că la cele pare au minus în față, domn profesor. Da. Uitați, cele pare, minus, 4 au... minus. Și, fiindcă e minus 1 la putere pară și exact. Anulează efectul, și corect. Atunci rămân toți termene cu minus. Practic, toți vor fi cu minus. Până unde să vedem? Deci, minus 3, minus 4, minus 4, minus așa mai departe. 5, și așa mai departe. Minus 2013. Până acolo putem merge. 2000. Și mai analizăm. 13. Și minus 2014. Și acolo? Și minus 2014, sigur că da. Da, am analizat. Dăm un minus în 4 comun.
Deci este minus pe lângă și facem suma. Corect. Minus pe lângă, 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 2014. Egal cu 2014 minus 1 plus 1, 2014. 2014 ori 2014. Hai, ca să nu mă mai gândi că faci așa. Da, zi, 2014. Ca să afli câți termeni sunt, ai scăzut din ăsta cu ăsta, cum se zice. Sunt consecutiv, sunt 2014 termeni, ce mai e? 2014, 2015 este pro 2. Da. Deci primul plus ultimul, Gauss aici, suma Gauss, da? Primul plus ultimul, 1 plus 2014, oricât sunt ei, 2014, supra 2, da? A, să simplifică 2014 cu 2. Da. Și face 1007. Da. Și face 2015, ori 1007. Minus, atenție, minus numărul ăsta, cu minus, pentru că avem de minus în față. Aici, care a fost capcana? Asta, că n-au sesizat. Sigur că da, că e cu par, nu minusul la putere par, face plus, dar are deja minus. Cei cu putere par, cei numere pare au minus, iar cele impare au plus, dar din cauza că e minusul la putere impară, tot minus vor fi. Trebuie să observa trebuie. Ce-o vrut autor? N-au greșit deloc. Așa se dă, da, așa se dă plus și așa mai departe plus. Na, analizați voi. El a zis aici plus. 3 ori minus 1 la a treia. Ți-o dat plus 3 și în continuare plus. Tu te vezi, constați ce îți vine ție acolo ca ordine. După ce ai văzut primii pași, se continuă mai departe. Da. Bun. Da. Avem altceva avem. Mai... Avem. Acum să dăm ceva mai complicat, nu? Da, vreau un pic mai... Urcăm. Să vedem dacă mai știu. Urcăm, domnul profesor. Da. Dacă mai știu. Numerele reale A, B și C sunt direct proporționale cu 3, 8 și 9. A, B, C, direct proporțional, DP, să zicem. Da, direct proporționale cu 3, 8 și 9. Îl puneam așa, echipa asta, A, B, C, direct proporțional cu... 3, 8 și 9. 8 și dacă 4A plus 5B 4A plus 5B minus 3C egal cu 200 aflați numerele A, B și C și calculați cât la sută reprezintă numărul mare din numărul mic. Cine e A? Cine e B? Și cine e C? Cine e C? Și cât la sută din numărul mare reprezintă numărul mic. Așa. A pe 3 egal cu B pe 8 egal cu C pe 9. Deci A supra 3. Egal cu B supra 8. Egal. Așa îți amintești, Adi, nu? Da, A pe 3 egal cu B pe 8 egal cu B pe 9. Și egal cu C pe 9. Acum A plus B plus C supra 3 plus 8 plus 9. Nu. Dacă ai A plus B plus C, dar n-ai o relație cu A plus B plus C. Avem A plus B. Putem zice că 3B egal cu 8A. 3B egal cu 8A și înlocuim. Îl aflăm pe 3B. Luna, vreau ceva frumos, mă. Vreau o idee. Ai, o idee așa care să ne... Să plac ochiul. Dacă era A plus B plus C, ai de avea dreptate. A plus B plus C, da. Supra. Deci continuam și de la poate. Dar eu am aici 4A. Mulțim pe primul cu 4, al doilea cu 5 și al treilea cu 3. Deci fracția o mulțim cu 4 și sus și jos, da? Da. Deci 4 sus și 4 jos. 5. 5 sus, 5 jos. Și ce cu minus 3? Minus 3. Sus, minus 3 jos. Și egal cu suma numărătorului pe suma numeritorului. Egal cu 4A. 4A plus 5B minus 3C, da? Și o știm. Totul supra 12. Deci 12 e bine, da. Plus 5 ori 40. Așa, și minus 3 ori 9, 27. Egal cu fiecare din aparte. Și egal mai departe. Egal asta cu 200. 200. Supra? Supra. 52 minus 27
12. 25. 25. Da. Face 25. Merge mâna voastră, că n-am făcut. Da? 25. 25. Și egal mai departe, 200 împărțit la 25. 4. 100. 208. Da? 8. Și avem acum egalitatea următoare. 4A supra 12 egal cu 8, adică, de fapt, A pe 3, nu? Da. Deci A pe 3 egal cu 8 și egal cu... 24. De unde rezultă că A egal cu 24. Și mai departe... B pe 8 egal cu 8. B pe 8. 5. B pe 8, da? Sau o zici 5B pe 40, dar B pe 8 egal cu 8. B egal cu 64. B egal cu 64. C pe 9 egal cu 8. C pe 9 egal cu 8. C egal cu 72. C egal cu 72. Am găsit pe A, B și C. Avem pe cel mai mare 72 și cel mai mic 24. Și trebuie să vedem procentul, pe care îl reprezintă A în raport cu numărul mare din numărul mic. 72 pe 100. Adică 72 pe 24. Cum? 72 pe 124. Da. Nu mai știu cum facem chestia asta. Nici. Mai amintesc vreun pic? Ce facem? Sunăm un prieten. Da. Citește încă o dată. Calculați cât la sută reprezintă numărul mare din numărul mic. Cât la sută reprezintă... numărul mare. Numărul mare din ăla mic. Din cel mic. Da. Așa. Nu știu de pe 100 ori 24. Mergem la ta. 72, cum ai zis, 72 pe 100. Pe 100. Por 24. Por 24. Hai, să o gândesc așa că despui, tu să te înțineți. 24 cu 100, dacă deci e... 72 supra 100, mulțit cu 24, da? Să simplifică 24 cu 100, 5. Nu, 24 cu 100 nu e 5. Nu. E 5? Nu. Simplific 72 cu 100 prin 2, 3, 6, 50. Iarăși prin 2, 8, 25. Da? Deci prin 4, Biruna. Da, deci prin 4. Vine o dată 8, 18, da? Și aici că 25, nu? 3, 72 cu 100 minus 24. Ei, da. Sigur, e așa. Cum? Ziare, tare. Tu ai altă părere? Da, da. Minus 24. Minus 24. Adică să fim, să fim, să nu fii de acord cu Miruna. Miruna. Da. Și acolo dă un număr. Vi se pare că când spune cât la sută numărul mare din ăla mic. Vi se pare, dacă e vorba de a afla cât reprezintă 72 cât reprezintă 72 în raport cu 24, cât la sută ar reprezenta? Deci cât ori 24 îți cuprind în 72? De 3. 3 ori. Și oare cât la sută? 3. Ar reprezenta număr mare din număr mic. 3. Ia fă 72 minus 24 pe 100? Ina, hai să înțelegem fenomenul. Exact. Ce? Dar nu... Păi, dar gândește un pic, mai arunca vorbele. Nu știu. Gândește, băi, de 3 ori e numărul mic în numărul mare. Da, și... De 3 ori. Păi dacă numărul mic înseamnă 100%, atunci 72, cât la sută reprezintă? 100 pe 3. Cam 300%, zic eu că este, nu? 300%. Păi dacă 24 e 100%, atunci 72... Așa, trebuie să gândim. Deci, el 24 reprezintă 100%. Atunci 72 la sută. Cât la sută? Regula regresivă. Vreau să văd în raport cu, 72 în raport cu 24. Corect. Da? De-aia îl iau pe ea. De ce 24 este 100%, iar 72 care e mai mare, cât aflăm acum... 300. Păi, dacă X. De 3 ori, normal. X, da? Și X acesta este egal cu 72 ori 100,
supra, cât? 24. Păi, zic, Iubna, că ai zis ceva acolo, vezi, 72 supra 100 ori 24, vezi că era un pic diferit. Era 72 ori 100 ori 24. Așa. Simplificat 72 cu 24 și sigur, de 3, 3 ori 100 ori 300. De aceea, Miruna, vezi, nu încercăm, mergem pe varianta celor de la 1-4. Vezi două rumeri și le adunăm, le scădem, le mulțim, le împărțim, da. Poate se brodește, nu zicem mai plus, facem. Zicem cu plus. Nu așa. Gândim. Totul trebuie să fie rodul unui, unei gândiri. Ne pronunțăm, facem aceste lucruri în urma analizei. Asta nu mai știu copiii din ziua de azi, domnul. Păi știi de ce. Este reflexul. Exact. Este reflexul, pur și simplu, a ceea ce se întâmplă în școală tot timpul. Dacă încă mergem după azi, noi facem, suntem al doilea an de muncă, da. Și mergem pe ce înseamnă memorarea. Că atâta satisfacție vă dă memorarea, încât nu puteți renunța. Ani sunt 6-7. Intrăm în contradiții. Ce fac eu aici cu ce face școala? Exact. Școala face numai memorare. 16 obiecte de un profesor la care trebuie să memorezi. Atât. Și așa era, așa. Nu se facă legături. Nu, exact. Nu partea logică a lucrurilor. Exact. Nu interesează. Cum se gândească ei acum cât la sută reprezintă numărul mare din numărul mic? Să analizezi. Cât ce vrea oare autorul să spună? Da. Nu pot pentru că n-au deprinderea asta. Exact. Au atât. Era vorba de A, B și procentul acela. Era o formulă acolo pe care eu la momentul exact, acela... Nu-și mă amintesc și atunci dau și niște numele acolo. E panică. Nu-i ori minus, nu? Da, e grav. Dar ce să facem, domnule? Dar ne străduim, da. Ne străduim și trebuie să învățăm, trebuie să înțelegem că matematica asta înseamnă. Și învățarea înseamnă să te poți lega. Un raționament clar, adică, băi, stai puțin, ce ceri, ce vrea, nu dau așa niște chestii. Că pe aproape ai fost, dacă puneai 72-24, ori 100... Dar altă este povestea aici. Bun, mergem, dă-mi alte probleme. Da, așa nu, dacă aici ați mai avem timp? Este de acum, avem un vin, păi deja... Mai 7 minute. Tipul vostru, sigur. Fie A egal cu X, aparține lui Z. A egal A mare, A mare. Mulțumim A mare. Egal cu tot X din Z. Toți acei X din Z pentru cu proprietatea. Care? X plus 7 supra X minus 1. X plus 7 supra X minus 1 aparține lui Z. S-aparține lui Z. A, aflați elementele mulțimii A. Să vedem care sunt elementele mulțimii. Și la B, care este probabilitatea ca luând la întâmplare un element al mulțimii A, acesta să fie număr prim. O să vedem! Mi-e plac! Așa. Mai întâi să aflăm elementele. Să aflăm elementele. Deci să aflăm toate elementele. Adică ce e X? Da. La întâmplare să facem, să căutăm X și din Z. Sau, da, le ghicim pe toate? Nu le ghicim. Că e vorba de a lua infinitate de numere. Nu. Din Z. Deci, dau lui X valoare... 5. 5 cu 7... 5 cu 7, 12. 5 minus 1? 3. 4? 4. O, am găsit! Adică pe cine îl luăm? Pe 5. Pe 5? Deci un element este 5. Bun, noi. Ia să vedem unul. 5. Apoi, altul. 8 pe 0, 0. Dar din Z, deci? Cum? 8 pe 0, 0. Care 1 l-a luat, 1 l-a luat. 8 pe 0. Cât faci pe 8 pe 0? 0. Hai că și eu curios. Și eu. 8 pe 0. Iar nu cu teoria, tutoria, nu se poate. Nu. Aaaa. Nu cu teoria. Ce teoria? Păi ce și am făcut noi? Am făcut fracții în clasa a 5-a. Împărțirea la 0 se poate? Niciodată. Deci atât de grav este ce ai spus, că 8 împărțirea la 0 fac 0, încât stric în gura mare ca să mă audă toată lumea. Cum să faci așa ceva? Cum să dai 8? 0 împărțit la 8. Face 0. Nimic împărțit la oricine, la oricât de mare, nimic îi dai. Și dacă nimic îl împarți la nimic? Dacă nimic îl împarți la oricât, nimic îi dai. Dar invers, dacă ai ceva de dat și împarți la nimeni, poți să împarți la nimeni? Pe cum să împarți la nimeni? Cum să împarți fenomenul? Cum să împarți? Împărțirea la 0 nu se poate. Îți dai ții, păi înseamnă că tu ești unul. Nu mai e nimeni. Ești cineva, exact. Ești cineva, da. Exact.
Acum cred că o înțeles, domnul. Da. Deci nu mai faci greșeala asta, că e strigător la cer. Aici n-ai voie să dai exemplu 1. Niciodată. X diferitul. Deci toți alți X puteai să cauți pe excepția lui 1. Tocmai pe cel care nu trebuia să îl iei, pe la el te oprit. Putem să luăm și pe 2. Și pe 2. A, dar nu-i număr prim. Dar te știți? Hai mă, lasă că n-ai ajuns încă. 2 și cu 7 cât face? 9. 9. 1. Și 1? 9. 9 supra 1? 9. 9, merge. 1, 9. 9. Apoi. Dar ce ne facem? Trebuie să luăm și pe minus 1? Păi, și pe minus 7? Asta facem, jucăm, așa mai... S-au venit copiii. Îi chemăm și pe ei. Haideți să ne gândim. Era ceva cu divizibil. Adică era X plus 7 care îl divide pe X minus 1. Invers, X minus 1 îl divide pe X plus 7. Așa, da. Păi ăsta de jos trebuie să-l divide pe ăla de sus. Amplificăm cu X plus 1. Când amplifici o fracție, înseamnă amplifici și la numărător și la numitor. Ca să fie fracția și n-ai făcut nimic. Faci X minus 1 la pătrat. Deci condiția este... Dar dacă ar fi fost aici un număr, o constantă? 5. 5 supra x minus 1. 5 supra x minus 1. Trebuia x, da, să-l divide pe 5. Adică să fie divizoarea lui 5. Deci hai să facem aici, în loc de x plus 7, să fie o constantă. Luăm fracția, o prelucrăm, o aranjăm. Să zicem x plus 7 supra x minus 1 este egal cu... Dacă ar fi sus x minus 1... Păi aranjăm noi, pe x avem. Numem și gândim un 1. Poftim, zic, x minus 1 plus 1 plus 7 supra x minus 1. Și egal mai departe cu... Distribuim acum, două echipe facem. X minus 1 supra x minus 1 și plus 8 supra x minus 1. Care înseamnă mai departe, ăsta face 1, ce bucuros sunt că am scăpat, și plus 8 supra x minus 1. Ce trebuia să se întâmple cu fracția asta? Cui trebuia să aparțină fracția asta? Lui Z. Da. Am aranjat-o ca fiind 1, care este un număr din Z. Da? Plus alt număr pe care îl vă obligăm să fie tot din Z. Și atunci x poate fi 9. X minus 1 poate să fie un divizor al lui 8. Da, un divizor. Păi, zicem așa. Așa zicem. Deci, X minus 1 aparține divizorilor lui 8. Și care sunt divizorii lor? Care sunt? Acum 2, 4, 1. Deci, 1, 2, 4 și 8. Deci, plus minus 1. Plus minus 1, da. Plus minus 2. Plus minus 2, plus minus 4 și plus minus 8. Plus minus 4 și plus minus 8. Așa, ba da. Da? Și acum îi luăm? Și acum facem pe rând. X minus 1 egal cu 1, X minus 1 egal cu minus 1. Și găsim toate elementele. Și găsim toate elementele. O să mai discutăm de la viitoare. Da, da. Nu uita de like și share. Acum că aveți și camera să facem sinteză, ok? Da, sinteză la ore. Ia să vedem ce... Nu mai știți nimic mai scurt. Păi neapărat recapitularea asta făcută, domnul profesor. Da, păi, da, păi, deja m-am constatat că deja m-am făcut clasa așa. Că e ușor, vedeți că ei au uitat tot. Ce ușor. Nu mai știți nimic. Ce ușor ați uitat, asta e grav. Ce ușor ați uitat. Am făcut sistemul ortogonal. Da. E sinteza, mă, ei? Problema e la ortogonal, ortogonal, reprezentarea punctelor, în plan și a punctelor, da? Da. Și am arătat, am discutat despre paralelogram, nu? Da, paralelogram, bun. Gram. Și la algebra. Rom. Iar la algebra am făcut... Ce? Sistemul ortogonal tot la algebra, mamă. Da, problema asta. Ei,
Că punctele alea se legau ca fiind un paralelogram. Nu e... Probleme algebre. Exerciții. Da, hai să vedem ce am făcut aici. A fost sumă Gauss. Sumă Gauss am făcut. A fost sumă Gauss. Aveam și probabilitate aici. N-am discutat-o. Da. Sumă Gauss. Apoi mărim direct proporțional. Da. Mărim. Direct proporțional. La sută. Direct proporțional. Da. Puteri. Procent. Da, procent. Puteri. Procent. Și asta a avut ultima problemă. Cam atât. Da. Da, și mai discutăm după aceea. Și discutăm chestia asta. Da. La revedere. Fiecare dată noi scădem.